Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București a găzduit astăzi festivitatea de premiere a elevilor care au participat la concursul de eseuri Credința, izvor de tămăduire. Competiția a fost organizată de Liceul Teoretic Marin Preda în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Arhiepiscopia Bucureștilor și se înscrie în proiectul educațional Cunoașterea lui Dumnezeu, Lumină pentru adolescenți, aflat anul acesta la ediția a treia. Pentru faptul că tinerii adolescenți sunt în mijlocul examenelor, sunt la început de drum în viață, își caută visul, trăiesc emoții mari, iar unii dintre ei pot fi încercați de dezamăgiri, de frici, de anxietăți, ne-am gândit să implementăm la nivelul învățământului liceal activități practice prin care elevii noștri să descopere credința în Dumnezeu și încrederea în sine, în forțele proprii și așa copiii noștri să devină mai puternici și să depășească încercările vieții, luându-L pe Dumnezeu ca călăuză în viață. Concursul a avut și o secțiune practică. Elevi de la liceele bucureștene au participat la viața liturgică a bisericii și au identificat, cu ajutorul profesorilor de religie, aspecte din Sfânta Scriptură legate de anul omagial dedicat pastorației și îngrijirii bolnavilor. Astăzi a avut loc premierea celor care au așternut pe hârtie gânduri legate de credință. Anul acesta au participat 75 de elevi din 27 de licee bucureștene și au fost premiați 56. Anul acesta am avut și un invitat special, un actor, un apropiat al bisericii. Copiii au fost foarte încântați, a fost ceva nou. Care a fost mesajul pe care l-ați transmis astăzi elevilor? De speranță. E o speranță ce am văzut astăzi. În primul rând pentru mine, pentru generația mea, că România are totuși un viitor sănătos. Nu este promovat de obicei, dar el există. Și există în acești tineri și în mulți alții ca ei, cei nevăzuți, știuți doar de Dumnezeu uneori. Eseurile care au obținut punctaj maxim au fost citite în cadrul festivității. Comisia de evaluare a selectat 3 eseuri cu abordări și povești de viață diferite. O elevă de clasa 12 de la Colegiul Național Elena Cuza, un alt elev de clasa 10 de la Colegiul Național Mihai Viteazul, iar cel de-al treilea a fost a unui elev de clasa 12 de la Colegiul Național Grigore Moisil din București. Am participat datorită faptului că mi-am dorit să expun în fața tuturor povestea străbunicilor mei, a căror viață a fost extraordinar de încercată, dar care nu și-au pierdut niciodată credința. Indiferent de încercările pe care le-au avut în calea lor, nu au plecat niciodată de pe calea cea dreaptă. Credința m-a vindecat în primul rând prin faptul că mereu m-am raportat la puterea Domnului și în toate greutățile în care m-am simțit afundat așa într-o negură și într-o deznădejde, mereu a apărut lumina lui Hristos care m-a scos și care m-a făcut să trec peste ele, prin prisma faptului că aș vrea să devin și medic. Sunt de părere că un doctor nu poate să lucreze fără ajutorul lui Dumnezeu. Am simțit multă bucurie, mult entuziasm și dorință de participare în rândul elevilor și lucrul acesta ne încurajează și ne motivează totodată. Astfel de proiecte sunt o dovadă vie că mulți dintre dascăli își desfășoară activitatea așa cum noi ne dorim, la cele mai înalte cote, că elevii sunt receptivi, că își doresc să participe la astfel de activități și trebuie încurajați. Ceea ce învață la ora de religie, copiii trebuie să arate și în practică. Și aceasta a fost unul dintre punctele esențiale ale acestui concurs, în care ei au trebuit să meargă la biserică, să fie foarte atenți la Sfânta Evanghelie și la Apostol, să cerceteze, să studieze și acasă anumite pericope evanghelice și, bineînțeles, să îi viziteze și să încerce să le aline suferința celor bolnavi. Premiile au constat în diplome și cărți. La finalul festivității, elevii s-au închinat la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și la cele ale Sfântului Efrem cel Nou, aflate în Biserica Mănăstirii Radu Vodă.